Hei, bine v-am găsit! Astăzi ne aflăm în județul Telorman, la intrare în orașul Alexandria. Vom merge către satul Siliștea Gumești, unde Marin Preda a copilării de asemenea este locul în care s-a desfășurat acțiunea din romanul Moromeții. Veți avea parte de multe surprize. Haideți cu mine! Siliștea Gumești se află în nordul județului Telorman, la 62 de kilometri de Alexandria și la 37 de kilometri de Roșiorii de Vede. În această casă a copilărit Marin Preda. Școala primară a făcut-o în satul Siliștea Gumești, urmând ca gimnaziul să-l facă în satul vecin, satul Balaci. Numele de Preda l-are de la mama sa, Joița Preda, deoarece aceasta nu avea o căsătorie legală, cum se face, știți, la primărie, cu tatăl acestuia, Tudor Călărașu, ce era de profesie plugar. La acea vreme, casa era una tradițională, din chirpici, cu prispă, însă, ulterior, a suferit niște modificări, după cum se poate vedea. Centrul Memorial Marin Preda se află în școala în care autorul a studiat. De acest centru se ocupă în prezent domnul Petrescu Dorel. De-a lungul vieții sale, Marin Preda publică Întâlnirea din Pământuri, Moromeții, Delirul, Cel mai iubit între pământeni sau Viața ca o pradă. În 1968 este ales vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, iar în 1970 devine director al editurii Cartea Românească. Ana Maria, Mascona Maria. Deci administrator a terenului din jur. Da. Și menajera la Paris a avut o aventură și rămâne însărcinată menajera, francez. Da. Și a născut în România. Și cum s-a spus parizian, domnul parizian. Și asta era parizianul. Nu se depară atât de departe cu Tudor Călărașu. Da. Uite, mi-a zis casă. Devine lumină? Da. Asta e casă parizian. Băbuța asta de ce trebuie să spuneți? Căra creci. Așa? Un căruț de butelii. Era cu poșată și odată eu m-am oprit de vorbă. Da. Știi câte poezii știa păpuța aia? Mi-a spus-o, pe aia vă rețin. Când te duci seara la culcare și pui o palmă sub obraz, să te gândești cu îngrijorare. Ce oare am făcut eu azi? Că timp tu n-ai făcut nimic, pământul s-a învârtit odată și nu are nu atât de mic că duce în spate lumea toată. Uite. Ia mi-a spus-o și am zis, tu ce dracu? Am mai pus-o după cum o dată? I-am luat sub, nu știu ce am luat atunci. Mai vreau să mi-a spus. Dar stia mult mai mult. Da. Ne aflăm în centrul comunei Siliștea Gumești. În plimbarea noastră prin sat, am început să zărim peisaje din romanul Moromeții.
am observat că majoritatea oamenilor se ocupă cu muncile agricole, nu sunt foarte mulți tineri, majoritatea plecând probabil la orașe sau în străinătate, precum au plecat Achim, Nilă și Paraschiv la București, în celebrul roman al lui Marin Preda. Tot încercăm să descoperim poiana lui Iocan, să vedem unde se purtau acele discuții despre viața cotidiană, despre politică sau cum considerau unii săteni, unde se bătea apa în pio, mai degrabă. Este o zi liniștită, însorită. Chiar merită acest loc promovat și merită vizitat, pentru că are un farmec aparte.